ceva destul de interesant. Ulei schimba la 15.000 sau poate mai mult de atât. Te filmezi doar pe tine. De aia ne punem un prezervativ pe noi. Da? Și pentru o nu? Pardon, dar și mine. Să fim eu protejați. Nu? Îmi iau un prezervativ, mâine mi-l pun pe cap. Bogdan. Pepe, Pepe. Hai la Pepe, mlubeniță, Pepe ne avem, mlubeniță avem. Hai la Pepe. Asta e o mașină la care n-are sens să mai intrăm prea mult în detalii, a avut Vali o reparație majoră la ea și acum ultima chestie să-i punem înapoi. Vreau, nu? Bun. Aia e gata, trebuie să vină omul să o ia. Aia e gata. Del Solo. La mașina lui băiatul din spatele lentilei de acolo. E de curățat galeria și e un moment bun acum, la perioada asta. Cine știe când se mai întâmplă asta? Nu, probabil măcar, dacă o să mai avem cum să ne deplasăm în interes de serviciu, măcar poate mai meșterim la ale noastre un altă, momentan. Asta e una dintre ultimele care, la care o să aibă Vali cazi o grămadă. Amortizoare față-spate Koni. Niște brațe pe spate, cu lisanții de la etrieri. Ce mai era? Protecțiile de la amortizoare, flanșele și cam atâta. Și mai e ceva interesant. Am mai avut un schimb de becuri de poziție. Ia uite-o! Ne cunoaște cineva această mașină? Din păcate, cam la orice operațiune la mașina asta, trebuie făcută treaba asta. O să trebuiască neapărat un episod la un moment dat dedicat cu Mercedes A-Class. E plăcerea tuturor mecanicilor și tuturor serviciilor. Dani? Asta se schimbă convertizorul de la cutie automată și Vali i-a comunicat clientului că ar fi bine să schimbe și curea de accesorii. Din păcate și pentru înlocuirea curelei de accesorii e nenorocire și în situația asta e mult mai simplu. Ai vorbit, Bălică, cu creaua de accesorii? Păi nu, trebuie să vedeți și când ești. Era vreau să verific să văd ce stare sunt. Ah, ok. N-ai apucat să te uiți, nu? Nu prea mă am o întrebare pentru Vali. Sunt la o parte că se lucrează nasul la mașină. E bună? Da, e. E Mercedes. Lasă că e Mercedes. Și e din 2000. Mai scap de Dani, că vrea să facem evacuarea la acord. Păi. Vreau să facem un clip cu mașina mea cu o grămadă de chestii. Inclusiv distribuție. Ideea e că vreau să îi fac soft și vreau să fac tot ce trebuie pentru treaba asta. Da, și să arătăm de la A la Z ce înseamnă... Ce înseamnă să faci soft la un cazan. Corect. La o tigă. Și să meargă după aia. Stai, da. 32, turbină, injectoare, totul.
Da, mă, cum ți-ai făcut și tu pisica de 100 de milioane. Stage 5 al lui Daniel. Bă, gluma, gluma, mai să comunicăm și ceva serios până la urmă, nu? Toți căluții trebuie să rămână la fermă. Nu mai trebuie să iasă de la fermă. Decât căluții care mai trebuie să muncească. Să termine niște chestii. Așa că băgați și un subscribe. Și apasă și pe clopoțelul ăla. Nu știe nimeni cum or să evolueze treburile și reglementările. Depinde cum se consideră și pentru cine. Poate pentru cineva cu copil mic care are niște probleme, se consideră urgență și trebuie să iasă cu mașina și depinde de mașină ca să ducă pe cineva, adică copilul la spital, de exemplu, dacă are o problemă. Da. Adică e foarte discutabil de treaba cu cum vede un om și cum poate să vadă poliția și autoritățile ce înseamnă pentru fiecare urgență, știi? Uite, Dani are copil mic, dacă se îmbolnăvește copilul, trebuie să-l ducă undeva, ce face? Îl ia în brațe și îl duce cu RATB-ul la spital? Dacă fiul n-ai cum să te duci, nu știi cine a ajutat o mașină. Da. Deci e... Și oricum se află de la o zi la alta alte chestii. Abia aștept să termine... Abia aștept să termine... De fapt, să se apuce. Să se apuce Vălică de mașina asta. Și să o termine, că sunt super curios cum e suspensia. Că e o mașină grea care... N-are neapărat o suspensie. Adică e un pic cam barcă, momentan. Sunt curios dacă o să fie la fel ca la tine sau la Vălică. Bine, la mine... Sau pe aproape. E altă suspensie, bătălă. Nu, e tot din aia. Nu. Tipul de suspensie. Am înțeles ce zici. Dar... Stare cu multe brațe, coale, dar pe spate am așa. Da, am înțeles. E... Dar oricum, adică e aceeași gamă de suspensie de la Koni. Special Active, da. Chiar sunt curios. Săruna, sunt Dani. Ia zi, Daniel, am 1 metru și dacă râzi ca scrie aici, te f***i râd. Bă, Bogdan, eu îmi bat piciorul, așa ceva nu se mai poate. L-am lăsat la muiet 3 ore și tot nu se poate. Înțelegi gravitatea? Cum mă repar eu Honda fără halatul meu alb? Am zis să mănânc și eu o șaurma după 5 ani de zile și uite ce-am pățit. I-am zis să lui ia să nu-mi pună mult sos și uite. Hai mă că e ok! Ce-ai găsit aici, puișor? Ceva destul de interesant. Ulei schimba la 15.000 sau poate mai mult de atât. Da, și... E de acolo. Uite și anexele. Lumea crede că e de glumă, că mai sunt mașinile noi, știi, la care zice lumea aia, păi nu e, că la mine în cartea de servicii zice la 30.000. Păi faceți câteva schimburi la 30.000 și ne auzim, cred că de curând. Adică la asta a fost sorb înfundat? Da, s-a înfundat sorbul. Și încă o dată. Dar... Sorbul s-a înfundat deodată brut. S-a prindea becul de ulei din când în când, în anumite viraje, când și când, cum se mișca ulei cu mizerea din el. A venit omul aici și am spus, nu mai circulați pe ea până putem să ne ocupăm de ea, lăsați-o pe dreapta. A plecat, mai merg o zi, hai că o fi de la un fir, m-am sunat de vreo 2-3 ori, până când ultima dată m-a sunat și mi-a zis că s-a oprit în intersecție, după 2 săptămâni. Și a venit pe platformă. Când a venit pe platformă, am dat la automat, motorul nu s-a mai mișcat. Și când am dat baia, motorul era gripat, la pistonul 3. Și tocmai le ziceam că nu, într-o situație de genul ăsta, nu prea mai rentează reparația. Nu renta. Adică la ce... Și, sincer, chiar dacă venea înainte de a se strica motorul, să dăm jos motorul, să-l desfacem bucăți, să-l spălăm, să-l curățăm, să schimbăm ce era nevoie, ca și o revizie așa, nu ar fi meritat. Bine, pentru... revizie mai... Da, revizie ca și un fel de reparație a motorului, nu merita. Merita să iei de la membru motor care nu e murdar înăuntru, care a fost întreținut, care arată bine vizibil, care poate să ridică cineva care are niște kilometri X. Sunt firme de dezmembrări care oferă o garanție. Dacă găsiți pe cineva care are în situația asta o Skoda în curte și zice vând motor, nu știu. Nu e la fel ca și cum dacă ai merge la un parc de dezmembrări care zice primești motor cu garanție câteva luni.
e... Oricum... Ai o garanție. Motorul nu era proprietarul, nu era primul proprietar. Adică, tu nu înțelegi că acest om nu a avut grijă de mașină. El a încercat să aibă grijă oarecum. Poate fi și vina lui oarecum în măsură, pentru că am mers două săptămâni cu problema asta. Dar... Asta, stai, scuze-mă că te întreb. Asta e o chestie mega importantă, țineți cont. Se întâmplă ceva nou cu mașina. Se aude un zgomot într-o anumită situație. Se aprinde un martor. Nu mai intră bine în viteză, adică sunt... Vorbim de mai multe situații până la urmă. Observați ceva, un comportament diferit la mașină, nu mai mergeți o vreme și luați legătura, ori dacă mașina mai e funcțională, mergeți până la un atelier. Da. Vorbiți cu cineva, adică nu... Serviciul unde vă face întreținerea sau cine are grijă de acea mașină. Da, da. Aici problema ideea e că multă lume, uite, în situația asta omul i-a zis lui Vali, domnul Vali, trebuie să mai merg cu mașina, n-am de ales. Ei, și el a tras speranța că tot îmi spunea că poate e ceva din instalația electrică legat de problema cu becul de aprins. Și am zis, da, e o posibilitate, dar uitându-mă afară câteva minute și am vizitat vreo 10 minute instalația electrică, cât am putut eu așa din experiență, am simțit că nu e de acolo și am zis, ok, eu zic că e totuși din motor. Explicația nu puteam să o am în momentul ăla nici într-un fel. Ideea că el a continuat să spere că e din altceva, a mers cu mașina până a mers, până când m-a sunat și a zis că i s-a oprit de intersecție, a făcut un zgomot și nu mai se mișcă. A zis că merge mai puțin, parcă ceva de genul, dar că în loc de 200 de kilometri pe săptămână mergi 80, tot mergi în continuare și becul de la ulei tot se aprinde. Și după aia a dus, a lăsat aici, când i-a venit timpul, zic, hai să-i dau la automat să pornesc, nu se mai învârtea motorul, zic, aia, o fi bateria descărcată, am însă altă baterie, când am pus la fel. Și zic, ok, stop cadrul, motorul e blocat. Am pus elevator, am învârtit motorul, motorul era blocat, stop cadrul, jos baia. Am dat jos baia, la bila numărul 3 era înnegrit. Bila era forjată maxim. Am dat jos că zine 3 gri 4 la 3. Surbul înfundat cu mizerii, cu reziduri din motor. Se aude bine, sincer. Domnul, domnul, v-a scăpat. Ceva de păstea? Tampoane? Fașele, fașele. Amortizoare de spate, Bogdan. Asta e și pompa de apă cu joc. Da? Da. Oală, 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 oală. Bă, eu cred că la difundiarul ăsta de... Așa e, când vrei să par bogat, nu-ți cumperi ție genică. E de asta la sul mare, să nu... E ca și cum ți-ai lua un Jeepan în loc să-ți iei un... Exact. Avem aici Maserati și un... Am un seria 5, ca să nu... Wow. Asta de se trăiește bine, bă. Ia uite-mă. Mă cronometrează, mă, cineva? Da, da. 22, 23, 24, 22, 23, 24. Cum e rău, că nu mai știu să rămân. Cred că n-am mai mâncat. Aaaa! 3, 3, treacă, treacă. 248. Știu eu pe cineva care număr acum acasă. Oh, păi cum ăla? Păi stai așa, pui un timer de jumătate oră dacă e ca să... 3 days later. Băi, ca idee, Cosmin, proprietarul Audiului la care lucrează Vălica, a cumpărat mașina cu câteva luni și a verificat-o și el pe Car Vertical doar ca să fie sigur că nu ia vreo țeapă. Acolo poți să verifici dacă a avut kilometri dați înapoi, poți să verifici dacă a fost furată și poți să verifici dacă a avut vreo daună după care a fost reparată și așa. Oricum, când cumperi o mașină de peste 10.000 de euro, chiar rentează să faci chestia asta ca să nu iei o țeapă de,
de câteva mii de euro. Și dacă e să verifici mașina și să-ți dea vreo eroare și să-ți apare, de exemplu, cutia automată în loc de cutie manuală sau orice problemă, poți să contactezi departamentul de client service pentru că sunt foarte ok puși la punct și îți pot returna banii dacă a fost vreo problemă. Asta mi se pare foarte mișto. Înapoi la clip acum. Bineînțeles că de fiecare dată, ca să poată să scoată brațele astea. Așa. Trebuie să dea jos rezervorul. Rezervorul? Da. N-are loc. Rezervorul sau puntea și e mai puțin la rezervor. Cazanii de astea, că nu știu. Ești diesel. Ești diesel, da. Am ieșit cu vaca la păscut. Ăsta l-a plimbat. Am plimbat. Tare și este în sarcină de volan, rămâne acolo, nu se mai lasă, știi? Că dacă o mișcă așa ușor stânga-dreapta, simți că te lasă un pic, știi? Mi se pare că se întăresc la... Vezi? Nu pot să-mi dau seama, dar se simte bine, comparativ cu... Deci tu înainte ai avut suspensie... Este S-Line, da. Mă rog, mai ai arcuri. Da, e super, îmi place cum e. Acum una este feedback-ul pe care l-ai în primele 2-3-5 minute, da. Alta este un feedback după utilizare, știi? Nu prea avem drumuri de munte pe aici, da. Ca să-ți faci o idee. Da. Deci, concluzie, scurtă concluzie, beta concluzie. Concluzie, mașina este mai bună decât în momentul în care am venit cu ea aici. Amortizoarele sunt super, la fel cum a fost și recomandarea lui Bogdan. Mulțumesc lui Vali, mulțumesc lui Bogdan, mulțumesc cu asta de est. Aia linia pe asta? Da. Trebuie să zic ceva, dar nu știu, nu e nimic de zis. Suntem puși cu japca să mergem acasă. Cred că cel mai rău e că nu știm pentru cât timp. Asta e cea mai ciudată chestie, că dacă ar fi să zici, da mă, două luni, stăm acasă, două luni. Singura chestie pe care am putea să o facem, să zici, la un moment dat, în funcție de cum vor decurge lucrurile, să zici să ne mai meșterim la mașinile noastre ceva. Dacă avem cu ce. Dacă o să avem voie, dacă avem cu ce. Aici avem chestii, aici avem alte clipuri, mai vesele decât ăsta. Și ne vedem la un moment dat. Pa, pa!